Mă străduiesc să nu mă gândesc că nu vor exista oameni care să prea ceea ce fac eu și ceea ce las eu. Deci nu vreau să mă gândesc că nu va exista continuitate. Îi refuz să gândesc asta pentru că este un lucru creat cu atât de multă dragoste și cu atât de mult efort încât n-aș mai putea merge mai departe dacă aș ajunge la gândul ăsta. Deci nu, probabil m-aș bloca. Nu, dacă mi-este frică de ceva, acel ceva este ca să nu mă îmbolnăvesc. Că știu că dacă eu nu sunt sănătoasă, nici ei nu pot să fie sănătoși. Mă numesc Anca Crăciun, sunt fondatorul Asociației Creama de Speranță, asociație înființată cu 7 ani în urmă. În același timp sunt și președinta asociației și ulterior, la acum 3 ani, am înființat și clinica de recuperare Sfântul Nectarie, fiind unicul fondator, unicul membru care am pornit în acest vis, în această nebunie. Aici primim bucurii pentru copii care vor folosi în terapie. O să aducă bucurie! Mulțumim! Da, super fain! Yeah. Mulțumim! Povestea începe cu povestea copilului meu, născut în urmă cu 19 ani. Un copil născut sănătos, dar care în urma unui contactării unui virus intraspitalicesc a făcut broncopneumonie interstițială urmată de un stop cardiorespirator. Avea doar 3 luni. Ah, deci la când venea, venea doi cu ei. Clar! Păi nu era nevoie! Apoi, la cum m-am spus, nu era nevoie, nu mai erați prezentabil. Te începi la terapie? Da, foarte. De caniculă nu sunt fericit, da. E până acum că plângeai cu plouă. Da, dar nu dintr-o extremă în alta. Ok. Nu, hai, până la motorina singur. Pe drum, Alex. Dar putem. Cum stai tu? Hai să vedem. Mă faci eu, să acum. Nu știu dacă mai știu. Hai că trebuie să știi. În urma acestui stop cardiorespirator nu s-a mai oxigenat suficient partea motorie și am constatat la 1 an și 2 luni că el nu făcea deloc ceea ce trebuia să facă un copil de vârsta lui. Am ajuns la neurolog și mi s-a pus un diagnostic de trapareză spastică, un diagnostic de care nu știam nimic. Crize epileptice, urma să îi apară complicații neurologice, apoi neuromotorii. Am început să studiez foarte mult, pentru că mi-am dat seama că cel mai bun medic până la urmă este mama. Am făcut efectiv recuperare în toate centrele de care am auzit din țară, atât privat cât și de stat. Cheltuind enorm de mult cu toate aceste recuperări. Și ajungând la un moment dat, ca la 10 ani, când avea Sebi 10 ani, s-a totuși un copil foarte puțin recuperat, adică el încă era în scaunul cu rotile. A fost momentul în care m-am ambiționat și am zis că trebuie să fac ceva mai mult. Trebuie să fac un centru de recuperare la Câmpul Lung, trebuie să deschid o lume și pentru cei care sunt mai puțin favorizați. Asociația fiind, purtând numele cărții lui Sebi, care a scris-o, prima lui carte scrisă, Sebi fiind la 10 ani catalogat ca fiind cel mai tânăr scriitor român, a lansat prima carte la 10 ani, atunci realmente ne-am agățat de acest creamă de speranță, denumirea fiind foarte sugestivă, și am adoptat câțiva copii pe lângă Sebi, atât îmi permiteam la momentul respectiv. 2-3 copii cu tetrapareză asemenea lui Sebi. Nu,
implicat, copiii au devenit tot mai mulți, sponsorii și ajutorul din partea celor care mă cunoșteau a devenit mai mare, am putut să mai luăm copii. Realmente, la momentul actual, sunt peste 130 de copii. De ce te arunci la mine în brațe, tu? Hai! Hai, frumos! De ce te arunci înainte? Hai, frumos! Pășim! Eu nu am pretenții la parlamentari să înțeleagă prin ceea ce trecem noi, de acolo. Dar dacă vor veni să stea o zi două cu mine aici, cu siguranță. Sau cu orice alt antreprenor care face ceea ce fac eu, cu orice alt ONG-ul care face ceea ce fac eu. Deci, efectiv, este nevoie de oameni în teren, este nevoie ca miniștri să fie plimbați, efectiv, prin spitale, prin centre, să li se dea alimentele care se dau bolnavilor, și în același timp să fie supus să facă terapie, cu un măr dimineață și o felie de pâine cu unt, să fie pus să facă terapie, două ore. Pentru că, clar că dacă stai în birou, vezi altfel lumea. Și poate că ți se pare că e ok ceea ce li se dă aceste persoane. Suntem ca Mirela la Ceaușescu, știm că ne vine un control și atunci ne trage masca pe față, ne pune mănușile. Obligat controlul, după aia suntem noi. Deci nu ne-am depărtat cu nimic de ceea ce era pe vremea Ceaușescu. Când aveam magazinele pline de alimente, doar când venea el. Așa și acum. În politică. Îmi bine? Petița mea vine de la școală și face voluntariat cu copiii care nu pot să scrie, să semneze, să picteze. Se simte utilă și simte că este cu mine. Eu n-aș putea să-i ofer timpul ăsta acasă, fiind 12 ore aici. Eu sunt singurul care vine la 8 dimineața și pleacă plic seara la 8-9. Nu le-am. Nu le-am? Ăsta e un rinocer. Și ăsta? E vreun animal? Nu. Iar nu te-am mai plin. Nu mai plin. Încep cu ești la așa acasă. Da. Ce fain, ia, încercăm să facem și terapia cu animăluțe. Acvariul ne-a ajutat foarte mult în terapia logopedică și de atenție a persoanelor, a copilor cu deficit de atenție și cognitiv. Îi propunem ca să avem mai multe animăluțe, cu care ei să lucreze pisiță, cățeluși. Bravo! Da, nu are nevoie de pentru copiii din asociație. Momentan sunt 6 cărți scrise de Sebi care se vând pentru a putea susține activitatea pe care o facem noi. Au parte de foarte multe evenimente, lansări literare, copiii mei din asociații participă la evenimente, copiii participă la spectacole, au parte de lucrurile acestea sociale care le lipseau până la înființarea asociației și sunt minunat. Facem o pauză? Sigur.